O nouă dramă arată incompetența statului trei pacienți morți într-un tir ATI. În ceea ce îi privește pe ceilalți cinci bolnavi, patru au fost transferați în siguranță la alte spitale și unul a fost relocat în secția principală de terapie intensivă a spitalului Dr. Victor Babeș. La unitatea mobilă de terapie intensivă aplasată în curtea Spitalului de boli infecțioase tropicale, dr. Victor Babeș a avut loc o avarie ale cărei cauze sunt investigate în acest moment. Din păcate, în ciuda eforturilor personalului medical, în urma acestui eveniment nefericit, au decedat trei persoane din cei opt pacienți bolnavi de COVID-19 internați în această unitate. Verificarea ventilatoarelor în urma avariei a demonstrat că acestea au înregistrat o creștere a presiunii, ceea ce a adus la oprirea lor din funcțiune. Dar afac se scuză, însă nenorocirile din spitale sunt tot mai dese. Pacienții mor arși de vie în spitalele din propria țară, iar acest fapt demonstrează incapabilitatea de care dă dovadă conducerea țării. Secretarul de stat a precizat că unitățile mobile sunt în garanție și au fost întreținute de firma producătoare la două luni. Numărul pacienților tratați în aceste unități mobile depășesc 700 de bolnavi. Însă, un lucru este cert ne conduc oameni fără suflet cărora nu le pasă de ceea ce se întâmplă în țara pe care o administrează.